Timp de mai mulți ani a existat un nivel foarte scăzut al infectărilor cu HIV în rândul consumatorilor de droguri din București. Situația s-a schimbat radical în ultima perioadă, numărul de noi cazuri de HIV crescând de la 4 în 2007 la 801 până în 31 decembrie 2014. In 2009, the legal high scheme and the injecting and the use patterns changed totally because the heroin user went for the legal highs when experienced heroin user would shoot up to 4, 5, 6 times a day. When they went for legal highs, they would shoot 10, 15, 20 times a day. În România există programe de reducere a riscurilor, acestea încercând să prevină folosirea în comun a echipamentului de injectare și ca urmare a bolilor cu transmitere sanguină. This is the needle exchange room. We give them 30 syringes each day. We also collect the syringes used. Aceste programe îi ajută de asemenea pe consumatori să acceseze servicii de tratament substitutiv și dezintoxicare. Majoritatea acestor programe au fost finanțate de Fondul Global de Luptă împotriva HIV-SIDA, tuberculozei și malariei, dar după intrarea țării în Uniunea Europeană, aceasta nu a mai fost eligibilă pentru noi finanțări. Nici guvernul și nici municipalitatea nu au oferit fonduri care să asigure sustenabilitatea programelor de reducere a riscurilor, astfel că aceste servicii au trebuit să fie diminuate. From a maximum of 2 million syringes in 2009, in 2010 we dropped to less than 1 million. They had to inject themselves a great number of times with the same needle or to share the same needle. Mulți consumatori de droguri trăiesc pe stradă sau în timpul iernii în sistemul public de canalizare în subteran, unde nu există apă curată și condițiile sunt complet neigienice. Alo băieții, arasul, a venit arasul, hai la seringi. Deșeurile rezultate în urma consumului de droguri și tensiunile provocate de acesta sunt o sursă continuă de tulburări în cartierele afectate. Organizațiile societății civile încearcă să paveze drumul spre crearea camerelor de consum. Dacă introducem camerele de consum, unde persoanele care au nevoie se pot injecta sub supraveghere medicală, într-un mediu igienic, putem reduce riscul de supradoză și infectare, putem reduce numărul de seringe aruncate pe stradă sau deranjul locuitorilor din zonă și îi putem integra pe consumatorii de droguri în alte servicii sociale și de tratament. În prezent, există peste 90 de camere de consum, funcționale în țări ca Elveția, Germania, Olanda, Spania, Luxemburg, Norvegia, Canada, Danemarca și Australia. Pe lângă faptul că nu au crescut nivelul consumului de droguri, aceste camere au ajutat la salvarea multor vieți. Niciun deces nu s-a înregistrat în cadrul acestora. Campania Room for Change încearcă să promoveze soluții pragmatice la problemele consumului de droguri. Semnați petiția dacă subscrieți la eforturile organizațiilor din societatea civilă în direcția unui nivel crescut de prevenire, tratament, reducerea riscurilor și a unui nivel mai scăzut de pedepse.